asta jucăm în fața consolei mai deosebit, deoarece suntem alături de Dark Souls 2018 și după cum puteți vedea în spate, ne jucăm pe un nightmare foarte, foarte interesant și foarte, adică nu e interesant, că până la urmă bine, e interesant, dar o să fie foarte groaznic pentru noi. Și uitați-vă la Dark Souls ca din spărut, wow, foarte amuzant, dar Dark Souls, în fine, astăzi o să ne jucăm fața consolei pe cea mai horror mapă, pe un mod de nightmare, unde o să ne sperăm, o să ne ia toate chestiile astea, toate nebuniile, nu știu cum o să rezistăm, dar da, dar suntem alături de Dark Souls, uitați-le aici, bă, Dark Souls, ce părere ai, bă, că astăzi o să ne jucăm fața consolei pe hărțile noastre de vânători de fantome, practic, o să fim alături de o fantomă, Dark Souls, și știi cum o să fie astăzi, pentru că o să fie mai interesant, nu ne ducem noi să vânăm fantoma și astea, unul dintre noi se ascunde și celălalt caută și tot ce avem nevoie, Dark Souls, și tot ce avem voie, de fapt, este o singură lanternă, Dark Souls. Uite, uite! Ce e, mă, asta, dar să ce... Bă, what the fuck, doamne? Bă, ok, deci deja mă cam sperie, sincer, asta vreau să subliniez, dar dacă mai vreți persoana de genul de față ascunsă la pe fasmofobia aici... Bă, da, scuze, mai... Da, da, scuze, mai... Hai, cash pro, Dark Souls, vai și o să-l zic, da, dați acolo cât mai multe like-uri, nu mai zic prea multe, hai să dăm start aici, dăm ready frumos și intrăm start și fii atent, Dark Souls, o să fie cam nașpa, pentru că e cam nașpa și pentru cel care se ascunde, Dark Souls, dar și pentru cel care caută, pentru că noi o să avem doar lanternele la dispoziție, Dark Souls, și știi care e faza? Mă, uite-te câtă harta, bă, frate, Dark Souls, cum? Mă, Dark Souls... Ma, dar să le uite-te câtă harta e, ne jucăm vați ascunsele ap și o să fie foarte nașpa, dar să nu știu cum o să rezistăm, dar iar doar o lanternă, dar să le... Păi și uite-te cum e pe aici, frate! Dar bă, mie nu-mi vine să cred așa ceva, deci avem, avem și afară și în interior, dar să le... E, e absolut incredibil pentru mine, nu știu cum, dar să le... Da, cum facem? Beatru Fafi Gărtie, cum face, dar să le vedem cine să pune, mamă, deci e groaznic, rău de toate, nu am bine părți. Bă, cât de prost, dar să nu, vino aici, dar să le vino aici, fii atent, dar să le alege un număr de la 1 la 7. Fii atent, eu am în minte un număr pe care o să scriu chiar acum pe ecran și zici și tu un număr, dar să le un număr de la 1 la 7, dar să le zi un număr de la 1 la 7. Zici odată numărul sau știi ceva, dar să 1, eu am zis 2, înseamnă că eu câștig, dar să le practic tu, eu o să mă ascund, dar să le tu du-te în vanul acesta, intră înăuntru, dar să le rămâi aici înăuntru și fii atent. Bă, cel mai mare câștigă și practic să pune, mă, dar să le ai, gata. Du-te acolo, dar du-te acolo, gata, la nu mai, gata. Ok, dar acum încolo o să vedem. Mamă, deci uitați-vă cum este casa asta, mi-e și frică să intru înăuntru. Uitați-vă ce ușă ciudată. Rămâi acolo, dar să le nu ieși, mamă, deci viat. Mamă, dar să le, bă, nu știu cum o să mă ascund aici și știi care e faza? Ascunsul ca ascunsul, dar să le, dar o să fie mult mai groaznic. Adică e groaznic pentru amândoi, mă, eu nu înțeleg cum o să ne descurcăm noi aici, dar să le. Dar da, dar să le, bă, eu pot să zic că m-am ascuns, dar să le, bă, cât de înfricoșător e aici. Bine că am lanterna asta, că fără lanternă nu puteam să fac absolut nimic. Bă, fraților, uitați-vă cât de prost e prostul și nu se știe absolut deloc. Fraților, cum, bine, eu... Bă, oare cum îl... Bă, de fapt nu e troll ăsta, că asta să mă gândesc, dar să le, dar n-avem voie cu absolut nimic, 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 doar lanterna, da? Fianche, nu i-am dat lanterna! Ok, bravo, dar să le, bă, deci o să fie super groaznic, nu știu dacă vrei să mai facem astea. Momentan, pentru mine, eu zic că e super, super chill, n-am întâmpinat nicio problemă, dar văd că s-a aprins niște lumini pe acolo, nu știu ce se întâmplă, dar să le, ajutor? Dar să le, ce s-a întâmplat acolo în camera aia din dreapta? Știu. Mamă, deci s-a văzut o lumină. Mamă, deci, bă, e epic. E foarte, foarte epic. Deci, Dark Souls, nu știu cum e să ne jucăm noi aici, dar e foarte... Bă, e greu rău de tot. Nu știu, Dark Souls, cum putem să facem noi aceleași chestii. Bă, dar uite-te cum e în camera asta. Bă, crezi, bă, de mine, Dark Souls. Bă, da... Bro, îți văd capul. Mă, da... Unde-mi vede? Nu, nu se vede, absolut deloc, nu se vede. Stai puțin, cum ai ieșit tu din casă, Dark Souls? De ce ai ieșit din casă și ai venit afară? Explică, nu mă, tu te-ai uitat, mă, când erai aici, mai văzut că m-am dus în dreapta. Hai mă, nu mai, nu te-ai speriat de nimic, nici măcar nu te-am auzit, omule. Nu te-ai speriat de nimic, ai venit direct așa, nici nu mă vedeai. Hai mai pune-te odată, rămâi, bă, dar nu te mai uita cu spatele, Dark Souls. Nu te mai uita, nu, tu mai văzut că m-am dus în stânga atunci, în dreapta. Hai mă, Dark Souls, nu, pe bune, hai să faci. Afară. A, bine, atunci bine. Bine, dacă nu avem voie afară, atunci bine. Hai, intră în casă, hai, dar de ce, de ce te uiți, omule? N-ai voie să te uiți. Dar de fapt, oricum, tu, da, eu, dacă intru în casă, nu mă mai vezi, dar intră în van. Hai, 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 încep secundele, 1, da, gata, 2, Dar gata, că intră acum în casă, 4, gata. Gata, 5, gata, taci, 6, taci, 7, taci, 8, taci, 8, taci, 9, 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 taci, 9,
Da, dar să le iei, stai acolo înăuntru. Mamă, deși stai atenți, fraților. Bă, uitați-vă cum e aici, e înfricoșător. Unde să mă ascund, mă, fraților? Că mi-e cam frică să mă ascund, sincer. Adică chiar îmi este foarte, foarte frică să mă ascund. Uita, bă, e în gosant. Dar este el, e în gosant. Nu cred așa ceva. Activitate 10. Bă, e activitatea 10. No, ok, stai puțin. Mamă, de înseamnă că e în apropierea mea, fraților. Sau nu știu neapărat că e în apropierea mea. Dar e pe Nightmare. Gata, vino, dar să le mamă, mi-e frică rău de tot. Sper totuși să nu fi. Uitați-vă cât de... Bă, s-au și plânsete, dar să le râsete. S-au foarte multe chestii, eu nu înțeleg, dar să le... Bă, ai venit după mine? Vine după mine, dar să le repede să mă cauți acum. Hai, mai repede, că nu mai vreau să mă stau aici. Dar n-am cum să intru, n-am cum să intru, bro. Păi de ce n-ai cum să intri? Cum adică n-ai cum să intri? Pe costa și închisă ușa. Ah, păi hai, dar să le... Oh, fița roșia să fie, dar să le... Bă, da, ok, o să-ți dau indicii într-un... De fapt, nu-ți dau acum, te las prima oară. Îmi zici când ai intrat, dar să le... O să-ți dau peste, nu știu, un minut, două minute. Vedem că, cum să mai ține, îmi zici și tu. Dacă vrei un indiciu la un moment dat, o să zic, dar să le... Numai că e casa super, super mare. Bă, dar ce fantomă asta? Hai, pleacă, mă repte, că te cătezi să le găsești pe băiatul meu. Nu știu, dar... Da, dar să le, bă, deci este foarte groaznic aici, dacă mă întrebați pe mine. Este foarte mare platforma asta, harta, toată harta. Și foarte, foarte, poate, deci mie mi se pare absolut ireal. Uitați-vă, bă, da, bă, cât de tare e, bă, e super tare, bă, e super tare, nu-mi vine să cred. Dar de ce văd eu, mi se pare ciudat că e super, super lumină. Dar de ce e super lumină, dar să nu știu. Că par, bă. Ce s-a întâmplat? Darcel! Bă, ce? Am înțeles, Darcel! Bă, ce se întâmplă? Fraților, bă, eu vreau doar să mușu față. Ok, nu cred, nu, ok, gata, ce-a revenit. Bă, Darcel, nu e bine să nici cândva ți-a ascunsele aici. De ce, Doamne, iartă-mă, am venit cu ideea asta să nici cândva ți-a ascunsele aici. Mi se pare incredibil, Darcel. Dar tu unde ești, Darcel? Păi mă cauți, Doamne, mi-e frică rău de... Bă, ia e Hunt! Bă, iar vine fantoma, mi se pare absolut ireal. Dar să unde ești? Vrei indiciu? Bă, eu vreau să plec mai repede de aici, dar să nu știu, dai indiciu? Dar fii atent, în același timp, în timp ce facem noi asta, trebuie să ne dăm seama practic de fantomă, dar să le trebuie să ne dăm seama de ce fantomă este. Pentru că, bă, până la urmă trebuie să găsim fantoma, că de asta suntem aici în mod normal, nu? Da! Păi, da, dar să le nu știu... Ce-i, mă? Easy, bă, deci fii atent, Arsele. În primul rând, ideea stă în felul următor. Acesta e gosant în continuu, ceea ce s-ar putea să rezulte o chestie dacă dă gosant așa, dar altceva n-am văzut. Trebuie să citim în cărți despre ce e, pentru că noi nu putem să mergem cu imufuși cu astea. Dacă e freezing, s-ar putea să vedem. O să apară așa pe ecran. Dacă e ghost-ul, faza e că nu putem să folosim camera. Și e cam super, super ciudat pentru noi, super greu ca să găsim fantoma, dar trebuie să vedem cum facem. Ideea e în felul următor, Arsele. Uite, dacă mă joc eu și mă găsesc, după te joci tu și te găsesc la, în a treia rundă, practic, cum ar veni, o să putem să căutăm fantoma atunci, să căutăm cu obiectele. În rest, nu putem să folosim obiectele, dar să le, asta e chestia, trebuie să ne găsim, dar trebuie să ne dăm timp. Și așa că am zis că trebuie să ne dăm timp, o să pun eu acum un timer, dar să le dau drumul la cronometru, o să-l punem undeva la 2, la 3 minute, 3, câte minute? Hai că mai pun niciun timer. Mă ascund și eu, hai repede să nu se închină ușa din Darcele. Vine repede. Bă, de fapt, da, ascunde-te tu, mamă, deci m-a găsit Darcele. Acum e oarecum mai nașpa pentru mine dacă stai să mă gândesc. O să fiu un super, super hunt. Am zis că acolo eu eram, practic, stăteam lejer. N-aveam niciun stres, pentru că eram în locul meu lângă ușă. Și, practic, fantoma nu cred că era acolo la ușă. Și era bine unde m-am ascuns. Dar uitați-vă că acum e super nașpa și mi se pare că s-au niște sunete. Și, mamă, deci activitatea... Bă, ia portul, uite-mă în față! Darcel! Ce mine? Deci înseamnă că ție ți-a apărut, dar ce mi-a apărut și mie aici? Pentru că și mie ai! Ok, Darcel, fii atent, 5 minute la dispoziție, am dat start, Darcel, vin după tine, te-ai ascuns? Da! Ok, 5 minute la dispoziție, am să te caut, Darcel, după astea 5 minute, dacă nu te găsesc, practic, trebuie să te pui în continuare în... Bă, Darcel! Bă, ce? Ce? Bă! Ce căută asta aici? Darcel, e un demon aici. Bă, nu mai intru. Darcel, bă, dar pierd timpul. No, fuck, Doamne, mai am 4 minute. Trebuie să-l caut pe Darcel. Mă șinec. Bă, că mor, o să dea pe lângă. Mă șinec, bă, ce acolo? Bă, Darcel, bă, de ce e așa înfricoșător? De ce e acum așa de înfricoșător când mă pun eu? Bă, uitați-vă cât a holul. Bă, fraților,
Bă! Nu, 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 mi-e frică. Darcel, 4 minute mai sunt. Poți să dai un indiciu, Darcel? Un indiciu. Indiciu, Darcel. Nu, la 2 minute, că tu nu mi-ai dat. La 2 minute? Dar sunt 2 minute, Darcel. Dă-mi indiciu. Dă-mi indiciu. Bine, văd roșu. Vezi roșu să-l pupi în ăla, pe moșu. În fine, da, hai, lasă-o. Că roșu e peste tot. Bă, da, roșu e peste tot, Darcel. M-am uitat să cum e aici. De s-a dat, bine că am lanternă. Sunt înconjurate, roșu. Asta văd din roșu, roșu, roșu. Ok. E roșu, roșu, roșu înseamnă că îl pupi în funduleț pe moșu, nu? Nu, tu! Bă! Bă, sper... Mi s-a părut că am... Nu, ok, și dacă ești înconjurat în roșu, s-ar putea chiar să-l pupi în cur pe moșu, dar să le da... Unde ești, mă, tu? Bă, taci, bă, din gură, urâtule! Bă, fiți atenți că aici... Mamă, bă, ce... Bă, nu... Bă! Mamă, ce m-a speriat... M-a tras așa într-o parte, nu știu... Și aici... Nu, aici nu cred că are treabă locația asta, nu? Dar să le mai dă un indiciu, că mai sunt 3 minute la dispoziție, dar să le mai dă un indiciu. Am nevoie de încă un indiciu. O scară? Mamă. Da! Mamă, nu știu, parcă mă ia așa și cu fric, dar răsele. Nu știu, parcă mă ia și răcea, adică nu înțeleg. Aaa, vezi o scară? Bine, dar răsele, vezi o scară? Aaa, ok, 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 bun, deci ne simt pe aici. Unde-i, mă, fraierul ăsta? Dar răsele, sunt după tine. Ok, deci cred că te-ai urcat pe undeva pe aici, pe sus, dar răsele. Dar trebuie să fiu foarte, foarte atent. Mamă, și pe... Mamă, s-a urcat sus? Nu, nu s-a urcat sus, fiți atenți. Uitați, bă, bă, what? Mamă, ce cum e? Mamă, deci chiar sunt locuri aici astea ascunzi, dacă stai să te gândești bine. Mamă, deci s-ar putea să mă facă dar răsire aici. Bă! Dar răsire! Ce? Tu ai făcut așa? Nu, prostule, nu, eu așa fac! Bă, tu ai făcut așa? Nu! Bă, plângea un copil, dar răsire. Nu, i-am plecat de acolo, deci nu ești acolo. Bă, era o scară și nu ești acolo, stai puțin că mi-e frică. Cum adică nu ești acolo și era o scară? Dar răsire, unde ești? Păi, ușa deschisă aici. Bă. Bă, nu mai ajung acolo. De ce ușa deschisă aici? Dar să mai dăm un indiciu. Mai dăm, te rog, un indiciu. Mai dăm un indiciu, dar să. Bă, și o mașină. Ce, doamne, iartă-mă să aude. Dar să, hai cu încă un indiciu, că mai e 1:50, dar să. Păi, nu știu. Ce ai făcut? Face hand! Vine fan. Bă, da, dar am crezut că te-a luat pe tine. A, vezi o scară? Ești la început. Ești pe aici, pe undeva. Mamă, deci 1:38 las. Mai am 1:38. Ok, prostul e aici, 100%. 100% e aici. Undeva aici trebuie să fie. Dar să-l... Unde ești, mă? Bă, unde ești, mă? Ai trecut pe lângă mine. Când? Acum. Acum am trecut pe lângă tine? Da. Ok, s-au niște mașini. Ceea ce e super nașpa, dar să-l... Bă, de ce s-a dat din partea aia acum? N-am trecut, mă, pe lângă tine. Nu, deci n-am trecut. Bă, ești urcat, e sus sau e jos? Mai un minut. Sunt jos, jos de tot, jos în iad. Bă, zi pe bune, că mai sunt 58 de secunde, unde e, jos sau sus? Da, sună cu bucătărie. Nu, nu, fraților, știți care este faza? Eu momentul lângă bucătărie, ești în partea asta. Nu, bă, unde ești? Nu, nu știu unde ești. Doamne, nu știu unde... Bă, dar să-l... niște explicații, te rog ceva? Îmi spui și mie, te rog ceva? Te rog? Magma Cube, ok, bă, nu știu unde vezi tu Magma Cube, dar mai sunt 30 de secunde și eu dacă nu te găsesc în astea 30 de secunde, înseamnă că eu trebuie să caut... Ce? Mi-a părut fantoma în față. Dar se... Nu, mai am 19 secunde, fuck, nu te mai găsesc, nu, deci înseamnă că... Deci 10 secunde! Nu mai găsesc, nu știu unde se ascunde prostul ăsta, dar să-l... Ai câștigat, bravo, fie, no. Bine, gata. Nu, Darcel. Cum adică TP? Ce înseamnă TP, Darcel? Bine, tu ce vorbești, mă, Darcel? Te crezi pe jocuri aici? Doamne! Aha! Oh, ok. Unde ești? Gata, eu mă duc acasă. Am bucătărie! Nu, nu știu unde ești tu, Darcel. Fii atent, în momentul de fapt... Bă, Darcel, tu ce nu... Nu, n-am pus eu, s-a zis că așa am găsit acolo. Dar să le știi ce trebuie să fac în momentul de față? Trebuie să caut singur fantoma, omule. Eu trebuie să caut fantoma singur. De ce chiar trebuie să... Păi pentru că... A, vrei să mă ajuți pe mine să cauți fantoma cu mine? Ia vino. Ce vrei, mă, omule? N-ai luat ăla să vezi câte grade sunt? Că nu-i apare aici, eu nu-l văd. Uite la aici. A, păi luase-mă. Bă, dar ți-am zis că n-ai voie să iei, de ce trișezi? Ok, nu, stop, dar să-l vii cu mine, căutăm fantoma. Fii atent, eu nu te-am găsit, dar tu ai trișat, ai folosit ăsta, tu n-aveai voie să folosești deloc. Fără. Nu, ok.
Nu, zi de ce ai nevoie, nu, îți dau eu, nu dar să le te ascunzi, ai folosit ăla, n-ai nevoie, așa că folosim spirit box-ul, folosim spirit box-ul să vorbești cu el, emufu, și mai folosești... Gata, gata, dar să-și mai folosești lampa de UV să vezi dacă am sunt... Am cameră! Băi, nu, camera o țin eu, dar să le, n-ai tu nevoie de cameră. Nu, am lanternă, uite, la lanternă, mă fă și spirit buci. Hai, păi, bă, omule, mă, poți să scoți alea din inventar de deasupra? Hai, hai, vreau să rog eu unde m-am ascuns. Bine, dar să le, în timp ce mi-arăți unde te-ai ascuns, trebuie să căutăm și fantoma, așa că stai cu emufu-ul ăla deschis, dar să le, că trebuie să găsim și fantoma asta, că altfel nu avem cum să scăpăm de aici. Bă, dar nu înțeleg ce cu ăsta aici. Tu l-ai pus, mă? Nu, Rafa, vino. Hai, fii atent că sunt 15 grade. Uite, aici, frumos, grațios și lumoșu, i-am pupat. Ce, mă? Ia stai, cum era? Să deschide asta, era cumva... Aici erai? Da! Doamne, e fix în ăsta, în fine, hai să căutăm, dar înseamnă că trebuie să căutăm fantoma, nu știu unde se află, dar ce știu eu, dar... Da, vine după noi, dar înseamnă, bă, vină, hai să căutăm o fantomă. Bă, fii atent, eu zic 100% că e aici la jumătate, că nu știu că pe aici parcă eram sunete suspecte, dar înseamnă, aici la jumătate, eu zic că fix aici ar trebui să fie, vină după mine, că ascult... Nu e aici, mă, frate, nu înțeleg unde, deci are 17 grade, mă, eu nu înțeleg unde se află fantoma asta, dar e super stresantă fantoma asta, chiar nu suport. Darcel? Ce? Păi vorbește, omule, cu mine, ce? Bă, dar vină-mă odată după mine, ce mă lași pe mine singur? Ok, dacă nu treceai tu, eram doar eu singur și tu stăteai bine, mersi la autobuzul ăla al nostru. Dar așa că ai treceat, dar o să le vină după mine, unde e? Omule, lasă-le, o tată, mă. Vino, da, mai știu față. Nu, ce mă șochez, mă, ce mă șochez, ce mă șochez? Fii atine, uite, stai aici. Da, și pui tu ăla repede, hai că nu mai. Nu, uite, Rafa. Ce? What? Ce? Intră. Păi ce ai făcut? Păi acolo este un tunel secret. Ce ai făcut, mă, pe ce ai apăsat? De acolo. Ce ai apăsat-o? Apasă. Bă, ce e asta? What? Cum ai descoperit locul ăsta? Și aici erai tu? Cum ai descoperit locul ăsta? Brafele, dar nu știu. Ce, doamne iartă-mă, este cu locul acesta? Cum, doamne iartă-mă, a descoperit Darusele în primul rând, mă, Darusele, ai ceva să-mi spui? Eu fii antena, pe mine mă cheamă, dar sunt 2010. Bă, mi-e frică. Bă, Darusel? Da, bă, fraților. Bă, ce sunt? Bă, de ce am acceptat așa ceva să vină aici, la față scunsele, pe așa ceva, mă, frate? Mă, și cum ai ieșit aici? Bă, m-am blocat. Darcel? Ajută-mă! Acum ați dat drumul, hai! Ajută-mă, te rog, ajută-mă, doamne ferește, ce am putut să... Bă, ce te... Hai, gata, doamne, ce am putut să... Doamne, ce există acolo, mie nu-mi vine să cred așa ceva, Darcel, hai să căutăm fantoma asta. Hai, casa mea, bă, cum adică? Bă, cum... Mă, tu ai făcut aia acum, tu, special? Nu! Păi și atunci, hai să căutăm fantoma, dar să le vină. Bă, dar să le hai mai rep... Bă, știi ceva? Nu mai căutăm nicio fantomă, eu zic să mergem direct acasă. De ce? Să fie sănătoși ăștia cu fantoma lor, că nu se mai poate. Deja stăm de jumătate de an, dar să le aici stăm. Hai, bă, să căutăm fantoma, hai! Gușterii! Hai, că nici nu știi să mai vorbești, du-te și caute fantoma. Ei bine, bă, fraților, dacă mai veți pusă de genul în care merge la fasmofobia și nu mai trage dar însă la așa de timp, să facem așa o rundă cu o rundă și vedem dacă practic cine o să câștige pe cel care o să fie pierzător. Adică pierzătorul practic o să trebuiască să caute de unul singur fantoma. Ei bine, eu astăzi am fost cam pierzător și m-am dus oricum să caut cam de unul singur fantoma, că prostul ăsta azi nu venea după mine, dar fața e că el trișase, că avea alea în inventar și eu am zis doar lanterna. În fine, dacă mai vreți pisare de genul să mai facem, pentru că a fost super, bă, a fost scary, super, a fost chiar scary, mai ales cu... Ce a fost bomba clatima! Da, nu mai zic nimic, în fine, dacă mai vreți scriți acolo în comentarii, papa. Darcel? Dacă te-ai uitat până la final, scrie în comentarii cuvântul final și lasă un comentariu cu partea ta favorită din clip, iar tu activează clopoțelul de notificări pentru a fi la curent cu ce și când postezi.